Vă spunem bun venit la, în Biserica Sfântul Silvestru, la această nouă întâlnire a Sfântului Conștiințe în slujirea cu iubirea adevărului. Printre dumneavoastră sunt oameni care vin prima dată, de aceea trebuie să punctez de ce se numește așa acest grup, care a fost inițiat în 2001 de Părintele Constantin Galeriu și fratele Andrei, în prezentarea mai devreme, a subliniat acest lucru. Conștiințe sunt cei care sunt treji, sunt cei care sunt vii, sunt cei care caută, asemeni lui Zaheu de ieri, sunt cei care caută. Adevărul este unul, Hristos, care ne iubește. Iar căutarea noastră trebuie să fie cu iubire pentru El. Și odată găsit acest adevăr, conștiințele înviate trebuie să slujească cu iubire pentru Dumnezeu și pentru semeni. Deci adunarea noastră aici este o adunare pentru adevăr în iubire. În toamna anului 2019, grupul Conștiințe în slujirea cu iubirea adevărului a început un ciclu să înțelegem lumea în care trăim. Și astăzi suntem foarte bucuroși să-l avem alături de noi pe domnul Răzvan Bucuroiu, care a fost și dânsul apropiat de Părintele Galeriu. Îi mulțumesc acum în public și pentru 10 predici la 10 ani, 10 cuvinte la 10 ani, cu carte alături de colegul, mă rog, de fratele nostru Răzvan Codrescu, așa tot îmi juca peste memoria. Astăzi ne va vorbi despre surparea ordinii creștine. Și eu nu vreau să spun mai mult acum, îl las să ne expună cele pe care dorește să le spună și după aceea vă invităm la un dialog. Aveți cuvântul.